În urmă cu 3 săptămâni, Teatrul Anton Pan din Râmnicu Vâlcea, pe pagina de Facebook, lansa un anunț prin care solicita voluntari pentru realizarea unor decoruri și costume la spectacolul Jocul de Amăcelul de Eugen Ionesco, spectacol la cărui premieră va avea loc în zilele de 19 și 20 iunie. Regia Alexandru Noghi, scenografia Adrian Damian. În anunț se făcea referire la faptul că toți cei care se vor alătura proiectului vor lucra alături de renumitul scenograf Adrian Damian. Doamna director, elevii de la colegiul dumneavoastră sunt voluntari într-o piesă de teatru. Aș vrea să ne spuneți câți elevi sunt participanți și cum au văzut ei această colaborare. Da, am un parteneriat cu Teatrul Anton Pan și împreună cu Asociația Smile, unde avem implicați o parte din elevii noștri și dimineața, în funcție de programul lor, vin și lucrează, după amiaza ceilalți, în funcție de program. Avem, nu știu să vă spun numărul, las pe Edi să vă spună, nu știu numărul lor. Ideea este că ei sunt foarte încântați și mă bucur foarte mult că am putut să fac parteneriatul cu Teatrul Anton Pan. Doamna directoare m-a contactat și m-a întrebat dacă vreau să fac un parteneriat cu liceul respectiv, cu Teatrul Anton Pan, și eu sunt foarte deschis la lucruri din acestea și am acceptat, bineînțeles. Totodată sunt și elev al Colegiului Național Alexandru Hovari, cât și președinte al Asociației Smile și am primit foarte încântat această propunere. Dimineața vin elevi, în jur de 15 elevi de la Colegiul Național Alexandru Hovari și tot atât voluntari Asociației Smile, că după masa sunt puțin mai mulți pentru că foarte multe persoane sunt de dimineață la școală. Sunt undeva la 30-40 de voluntari pe zi, activi, pentru a face mulaje pentru o scenă din teatru intitulat Jocul de Amăcelu. Cum au reacționat colegii tăi și cum li se pare această idee? Pentru prima dată m-au întrebat foarte mult despre ce este vorba și eu nu știam ce să le răspund, pentru că și pentru mine a fost o noutate, dar cum am ajuns aici, li s-a părut interesant pentru că este ceva care nu au mai făcut, dar li se pare foarte, foarte, un lucru foarte bun pentru că pot să se extindă și în afara activităților cu care ei au fost obișnuiți. Trebuie să recunosc că ideea mi-a venit împreună cu scenograful acestui proiect, Adrian Damian, un scenograf premiat în toată lumea, un scenograf care lucrează din New York până în Cairo, până în Vâlcea, și mi s-a părut foarte interesant oportunitatea elevilor de a învăța și de a sta lângă un om din zona asta. Plus, mi se pare că pentru ei, cred că e o oportunitate specială de a lucra într-un teatru, de a vedea că dinamica într-un teatru e puțin diferită față de orice altă instituție și cred că ajută și pe ei să se dezvolte și uman și poate profesional pe câțiva dintre ei. Credeți că vor da o direcție, vor alege propriunia această meserie? Asta nu știu, vă dați seama, e o meserie care într-un fel mulți spun că ea te alege pe tine, nu alegi tu pe ea, dar da, asta vom vedea. Oricum vreau să le mulțumesc din suflet voluntarilor care s-au mișcat incredibil de rapid, am fost șocat prima zi când am venit, erau două făcute și după câteva ore când am urcat era un stiv enorm de, mă rog, enorm de lucruri pe care o să le vedeți la spectacol. S-a făcut o selecție? Da, evident, selecția a fost făcută împreună cu președintele asociației și le mulțumesc încă o dată voluntarilor pe care îi aștept împreună cu colegii, cu părinții lor la premiera acestui spectacol pe data de 19-20.